La finalul acestei zile binecuvântate, încărcate de o frumusețe care nu poate fi descrisă în cuvinte, în primul și în primul rând, mulțumesc bunul Dumnezeu pentru că am putut să sărbătorim cel de-al șaselea hram așa cum ne-am dorit. Mulțumim Sfântului Proroc Ilie, cel care este patronul spiritual al bisericii și al comunității noastre creștine, pentru că el este care ne adună an de an în jurul datei de 20 iulie. Dar ne gândim, bineînțeles, la enoriașii noștri, cei care ne dau curaj, ne ajută să mergem înainte, sunt alături de noi și răspund pozitiv chemărilor noastre. Mulțumim în mod special Consiliului Parohial, pentru că ei sunt cei care stau în spatele nostru și ne ajută ca toate treburile să se desfășoare așa cum trebuie, pentru ca bucuria noastră să fie deplină. Nu în ultimul rând, mulțumim și sponsorilor care sunt alături de noi. În primul rând vreau să anunț firma Andi Transport cu domnul președinte Ilie Crișan, care este la mulți ani cu ocazia zilei numelui, cel care este și președintele Consiliului nostru Parohial de câțiva ani, de când el este președinte la noi la biserică. Ramul nostru este sponsorizat constant, special jucăriile care sunt oferite la tombolă, sunt consistente și copiii se bucură, simt cum vibrează atunci când primesc cadoul în urma tombolei. Mulțumim restaurantului Partenon pentru că și el de câțiva ani, la o sumă modică, ne ajută să oferim credincioșilor bucate gustoase și plăcute și toată lumea este mulțumită. Mulțumim artiștilor care sunt alături de noi, iată și anul acesta am avut un program artistic deosebit în care membrii bisericii noastre, copiii membrilor bisericii noastre, anunț aici trupa Rodendo, în care fac copiii noștri, care au pus în joc scene din amintirile din copilărie a lui Ioan Creangă și cântece tradiționale românești. Și nu în ultimul rând, mulțumesc Escu TV, domnului Marius Bălan, pentru că sunt alături de noi, vin an de an și fac cunoscut evenimentul care se desfășoară la biserica noastră și avem aici un semn de prețuire față de dânsii. Biblia, ediția jubiliară, tipărită cu binecuvântarea înalt preasfințitului arhiepiscopului nostru, Natanael. La această zi de aniversare, rugăm pe Hristos Domnul să binecuvinteze cu toți, cu sănătate, cu pace, cu zilele lungate și tuturor să întărească mântuire pentru rugăciunile Sfântului Proroc Ilie Tezviteanul, ocrotitorul bisericii și al comunității noastre creștine. Să fiți cu toții sănătoși și binecuvântați! Așadar, revenim la articolul 631, care interzice pacturile pentru succesiuni viitoare, pentru succesiuni nedeschise. Pot să decid eu personal pentru viitor în materia testamentelor? Ca să încep cu concluzia, o să vă spun că nu. Deci nu se pot face pacturi asupra unei succesiuni nedeschise. Deci o persoană atâta vreme cât nu a decedat, vă dați seama, e foarte complicat, nu, și este ilegal. Dar sigur că probabil că există oameni care gândesc contrariu și care s-apucă și fac pacturi când moare mama, o să iau eu aia, o să iau eu, o să iei tu celălalt obiect sau așa. Și pacturile astea, vrei, nu vrei, există, dar ele, o să vă spun direct din start, cum am spus, concluzia este că nu sunt valide. Indiferent dacă sunt făcute. Sunt făcute în scris, sunt făcute verbal, ele nu sunt valide și pe undeva consider că este și normal și este și bine, pentru că nu putem decide ceva în legătură cu un lucru care nu ne aparține încă. Pentru că, cum știți și dumneavoastră, testamentul putem moșteni ceva, dar în același timp putem fi dezmoșteniți ori de către lege, ori de către anumite situații care pot interveni în viața unui om, ori efectiv de către cel care dispune de bunurile sale după moarte, în speță testatorul. Deci
Vom aștepta să vedem dacă într-adevăr avem capacitatea de a primi ceva, dacă suntem succesibili și abia după aceea vom vedea dacă acceptăm sau nu. Deci atâta vreme cât persoana este încă în viață, nu putem face pacturi valide, legale asupra unei succesiuni care urmează să vină la un moment dat, căci impostul ca și moartea sunt certitudini. Singurul lucru pe care îl așteptăm este momentul. Ăla nu știm, nu-l vom ști, îl vom afla mai târziu, sper cât mai târziu posibil pentru unii. Ar fi interesant să ne spuneți pentru telespectatorii noștri care ar fi condițiile pentru a dezmoșteni pe cineva. Deci, ca legea să dezmoștenească pe cineva din star, chiar dacă există o dispoziție testamentară în favoarea unei persoane, în primul rând, această persoană, cea care va moșteni, va trebui să atenteze la viața celui care îi lasă anumite bunuri. Vă dați seama cât, în ce măsură este o dispoziție importantă, dat fiind faptul că am văzut toți în filme, peste tot, în general, că în general așteptăm să decedeze cineva ca să moștenim cât mai repede, și atunci dacă ajutăm un pic soarta pentru a forța lucrurile, pentru a grăbi lucrurile, n-ar mai fi normal, moral, etic și numiți-le dumneavoastră, nici probabil religios. Au fost cazuri, mai ales jurisprudența nord-americană este abundă de astfel de cazuri. Da, cum spune și dumneavoastră, într-adevăr, deci toată lumea a văzut un film, cel puțin cu o temă asemănătoare, unde cineva a încercat sau chiar a reușit să ajute pe cineva să treacă pragul în partea cealaltă și ulterior să moștenească ori o asigurare, ori o sumă de bani, ori ceva de genul ăsta, dar bineînțeles că sunt probe, sunt elemente de probă care trebuie dezbătute și se face numai în instanță cu poliția și în urma unei sentințe unde se spune, se dovedește foarte clar intenția criminală a succesibilului. În acest caz, sigur că legea, este un articol de lege care interzice uneia care a atentat la viața testatorului, autorului lui, de fapt, să moștenească ceva de la dânsul. Pot lăsa oamenii aici, în Quebec, conform legislației, moștenire unei pisici, o casă sau unui câine, așa cum se întâmplă, știm că se întâmplă și am văzut în filme în Statele Unite ale Americii. V-aș spune că nu, deci direct unei pisici, unui animal, animale, cel puțin la ora actuală, se vorbește, ați auzit și noastră peste tot în mass media, în presă, în presa de orice tip, se vorbea despre acordarea unor drepturi animalelor, dar sigur că până nu li s-a acordat un anumit drept, animalele la ora actuală sunt considerate încă bunuri mobile. Deci, cu același titlu, ca și un scaun, ca și o mobilă, ca și o mașină, ca și alte obiecte. Este considerat un obiect. Atâta vreme cât nu poți lăsa un obiect altui obiect. Deci ideea care se pune este că în final, în concluzie, cineva trebuie să plătească impozit pentru treaba asta. Ori un obiect nu poate să plătească un impozit pentru alt obiect pe care l-am moștenit. Deci vă dați seama ce probleme s-ar pune dacă cumva am cere un impozit pisicii pentru ce am moștenit de la stăpâna ei, știu. Deci ar trebui să fie oarecum egal la stăpânei ei ca să poată să moștenească obiecte sau bunuri după decesul stăpânei. Mai este o chestiune foarte interesantă, aceea patrimoniului fiduciar aici în Quebec. De ce ne apără această instituție a patrimoniului, a testamentului fiduciar? Practic e un patrimoniu. Sigur că, cum am început să spun la începutul interviului, testamentele, costul lor, de fapt, pentru numirea unui act, unui testament, variază foarte mult între, v-am spus, 300, 200, 250 și 1000, 1500. Prețul acesta mare întotdeauna se aplică la un testament de natură foarte complexă, unde este constituit testamentul fiduciar în speță de care vorbeați dumneavoastră și unde, de fapt, printr-un act notarial se constituie un patrimoniu distinct de persoana, de patrimoniu, de drepturile și obligațiile practic persoanei, exact, constituantului persoanei care decide să constituie acest patrimoniu distinct și cel puțin din punct de vedere fiscal este considerată o persoană distinctă și din punct de vedere juridic este considerată o persoană distinctă de cea a autorului, a celui care a creat-o. Sigur că ideea de a face un testament fiduciar, de a constitui
institui o fiducie. În România, apropo, erau interzise, nu știu dacă după nou cod n-am verificat încă există sau au fost li s-a dat dreptul să constituie așa ceva, s-ar putea să fie, având în vedere că au copiat foarte multe articole din Codul Civil din Quebec, Codul Civil românesc de la ora actuală pe care îl menționați acum câteva minute. Cum vă spuneam, în perioada chiar după Revoluție în România, după 1989 și bineînțeles înainte, erau total interzise fiduciile de genul ăsta. Deci nu putea cineva să-și constituie o persoană distinctă ca să se sustragă de la anumite obligații, plata unor datorii sau cum spuneți dumneavoastră, lucruri asemănătoare sau situații asemănătoare. Deci fiecare responsabil cu patrimoniul propriu, singurul lucru care putea practic scuti o persoană de a-și dedubla personalitatea într-o fiducie era o companie. Deci știți dumneavoastră, SRL-urile, societățile pe acțiuni, care sunt niște ficțiuni juridice care există de mult timp. Cel puțin asta este ideea la ora actuală și pentru marea majoritate a persoanelor, vă spun sincer, deci dacă sunt bunuri pe care vrem, din cauza legii sau din cauza unor alte situații, nu vrem ca să, apropo de testament, nu vrem să-i lăsăm cuiva anumite bunuri, pentru că este prea bolnav ca să poată să înțeleagă și să acționeze în consecință, să-și protejeze bunurile. Am văzut cazuri în care unele persoane erau drogate și efectiv cineva din familie care urma să-și facă testamentul n-a vrut ca bunurile respective să ajungă direct în administrația persoanei care era sub influența drogurilor, știți dumneavoastră, sau alcoolului sau ce mai eu știu ce, tot felul de vicii de acestea, de genul acesta. În cazul ăsta, sigur că se justifică probabil să constituie un patrimoniu distinct care să se gestioneze și care să dea anumite bunuri, nu dintr-o dată, dar pe o bază graduală, cum spuneți dumneavoastră, ca să protejeze persoana de ea însăși în legătură cu efectele nefaste pe care ar putea să le aibă primirea dintr-o dată a unor bunuri sau a unor mari sume de bani. Și ca ultimă chestiune, aș vrea să ne spuneți dacă este valabil aici, în Quebec, un testament făcut de cineva în România. Spre exemplu, ne adresăm comunității românești, întrebarea este valabilă pentru orice persoană care provine din afara Canadei. Putem face un testament în afara teritoriului Canadei care să fie valabil în Canada și în provincia Quebec? Da, un testament, după cum vă spuneam, e cunoscut, noțiunea de testament, instituția testamentului este cunoscută în toate legislațiile din lumea asta. Nu putem spune că noțiunea s-a născut ieri și că a inventat-o cineva. Deci de când ne știm, de când există lumea și pământul, la decesul unei persoane sau chiar din timpul vieții au fost făcute daruri manuale, donații după moarte, de fapt astea sunt succesiunile. De fapt, testamentul este o donație după moarte, de fapt, cu alte cuvinte, și un act care, un testament făcut după legea locului unde formalitățile lui ale constituirii unui testament trebuie făcute după legea locului, trebuie respectată legea locului unde este făcut testamentul. În rest, conținutul lui, condițiile de fond sunt valabile oriunde. Deci un testament, ca să răspund la întrebarea noastră direct, făcut în România sau făcut chiar și aici, este valabil. Singura problemă care se pune în legătură cu acest testament făcut în altă parte decât în Quebec sau în Canada este proba lui. Cum facem proba existenței lui? Cum facem proba că este ultimul? Cum facem proba că conținutul, dispozițiile respective sunt valabile și reflectă voința, bineînțeles, și că efectele lor se pot aplica aici. Nu vorbesc de țările civilizate unde avem toți aceleași idei, aceeași morală, aceeași gândim oarecum la fel. Lumea occidentală într-un singur cuvânt, dar să spunem că este cineva care își face un testament în Arabia Saudită, ca să precizăm, unde
exact, Norentul Mijlociu, să vorbim cât mai generic posibil, ca să nu incriminăm pe absolut nimeni, și că dânsul, persoana respectivă, nu vreau să spun dânsul sau dânsa, ar decide că va lăsa câte o parte din moștenire, câte un, că la fiecare dintre cele patru neveste. Deci sunt anumite concepte care nu se pot pune în practică. Și atunci vă dați poligamia nefiind recunoscută. Sunt anumite principii de drept care fac că anumite situații nu pot fi acceptabile într-o altă societate occidentală, dacă vreți, civilizată, dacă punem treaba asta între ghilimele. Civilizată după criteriile noastre, bineînțeles, sigur că da. Sigur că da. Civilizată după criteriile noastre, ați precizat foarte bine. Există vreo șansă pentru conservarea identității, având în vedere că am văzut cu toții, există multe familii care preferă să-și integreze copiii. Unii dintre noi ar pune ghilimele de rigoare în cuvântul integrat în comunitatea occidentală. Există vreo șansă ca acești copii să-și păstreze identitatea românească? Sigur că aceasta este o problemă cu care noi ne confruntăm ca și comunitate, dar spunem mai precis ca biserică ortodoxă, pentru că se pune din două puncte de vedere. Una, cel al, să zicem, și al culturii românești, că ne-am bucurat ca copiii care vin din Părinți Români, sigur, să continuă valorile sănătoase, solide ale culturii românești. În același timp, un al doilea aspect pentru noi, care, pentru biserică care primează, este cel de a transmiterea credinței și a valorilor care, cel puțin noi, suntem sereni din punctul acesta de vedere că este o cultură și o credință sănătoasă. Deci, aș spune că sunt două aspecte. Sigur că cultura românească deja este, aș putea spune că vorbeați de cuvântul adaptabilitate. Integrat. Și ne gândim că este o țară care întotdeauna a fost între Occident și între Orient și Occident, între Nord și Sud, între Est și Vest. Deci și există, cred eu, o anumită capacitate, poate chiar sporită, de adaptabilitate. Adaptările repetate duc la dispariția speciei. Tocmai asta zic. Dar riscul mare este superficialitatea. Deci există, deci putem folosi această capacitate, spun eu, prin poziția geografică și culturală, probabil, care am avut-o, în sensul pozitiv, adică, sigur, o anumită disponibilitate se asimila valori noi, de a te adapta relativ repede la nou context, geografic, politic, eu știu, religios, etc. În același timp, cum faci ca acest demers să-și aibă suficientul timp de a-ți păstra coerența și identitatea proprie românească, care este valoroasă, cred eu. Sigur că noi în biserică încercăm să facem aceasta prin, să zicem, școlile duminicale, de exemplu pentru generația nouă, în care sunt o parte care, sau mare parte dintre ele, care vorbesc, profesorii vorbesc în limba română. Aici, la Moreal. Sigur, la Moreal și în alte zone, deci nu e vorba numai de Moreal, și în alte. Și sigur, să folosesc și limbile alternative, cele locale. Aici este vorba de limba franceză, în celelalte părți ale Canadei și Statelor Unite, în limba engleză. Deci să folosesc, pentru că profesorii trebuie să adapteze oarecum și la capacitatea de înțelege al copilului. Pentru că noi suntem conștienți că e un alt punct, un alt, să zicem, lucru, zic eu, este copii, deja limba devine cea locală. Noi îndemnăm de multe ori familiile, pentru că sigur biserica într-o oră, o oră, să zicem slujbele, dacă le punem, o oră jumate măcar cât sunt la Sfânta Liturghie și poate la școala duminicală încă o oră să adăugăm pe săptămână, este insuficient ca un copil să asimileze, să zicem, limba românească. Deci noi invităm familiile românești să încerce să vorbească cât mai mult cu ei în limba românească acasă, limba română acasă, pentru a mai spera. Pentru că e o vârstă la care ei asimilează foarte repede. Când sunt mici, deja ne vorbim deloc și îl duci la grădiniță timp de un an de zile, el va vorbi perfect limba copiilor din jurul lui. Deci nu este problema aceasta. De multe ori, cred că e o anumită
reținere din partea părinților a faptului că mergând în mediile școlare, copilul nu va vorbi foarte bine și poate va fi oarecum reținut, timorat. Nu cred că e problemă atât de importantă, cred eu. Cred că copilul este foarte se adaptează foarte repede, deci chiar mai repede decât părinții, mă refer la limbă. Deci nu cred că asta ar fi o problemă. Eu, și nu numai eu, dar și preoții și în aproape Sfântul Nicolae, în mod particular, care este chiriarhul, îndeamnă de multe ori să, sigur, să încerce să continuă tradiția limbii române și a culturii române și, bineînțeles, ținând cont încă o dată că mesajul nostru ca biserică dorim să-l transmitem, sigur, într-o limbă în care să fie înțelesă și de copii. Și de aceea, în momentul în care vedem că totuși sunt dificultăți în a înțelege anumite noțiuni ale credinței, asta, sigur că este la disponibilitatea profesorilor sau la latitudinea lor să poată folosi și limbile alternative, să zicem franceză aici în Quebec și engleză în restul Canadei și Statele Unite, pentru a face înțeles mesajul creștin. Sigur că, încă o dată, aceasta este una în școlile duminicale. Sunt alte, eu știu, de exemplu, știu că în Montreal există o școală românească, în mod special, care își consacră o zi întreagă pe diferite domenii. Este o relativ mai nouă, deci nu are zeci de ani, are câțiva ani. Și este condusă de o doamnă foarte inimoasă, eu am apreciat-o foarte mult și am încurajat-o întotdeauna, foarte credincioasă, și care a reușit, prin efortul personal și fără prea multe stimulente, cred eu, de tocmai aceasta este admirabil la dânsa, faptul că a reușit să pună pe picioare această școală românească, care noi dorim, sigur, să ia amploare și să, mai ales că și comunitatea românească în Montreal este destul de importantă. Sunt câteva zeci de mii de români în Montreal care se confruntă cu diverse probleme de ordin spiritual. Așa cum spuneam la început, trebuie să avem și o igienă spirituală pentru ca lucrurile să funcționeze bine în viața noastră de zi cu zi. Aveți o bogată experiență pastorală în Occident. Care sunt problemele fundamentale ale tinerilor din ziua de astăzi, fie că sunt români, fie că sunt de alte naționalități, așa cum le-ați identificat dumneavoastră în urma constatărilor făcute pe teren, ca să folosim un termen mai puțin academic? Da, cred că este o inflație de modele, cel puțin pe piața informației, hai să zicem media sau oricare ar fi. Dificultatea aceasta a unei anumite ierarhizări a valorilor și sigur că noi avem anumite priorități, dar de multe ori, din păcate, discursul media e oarecum, să zicem așa, îndepărtează ideea de noțiunea de biserică sau de spiritual. Și atunci, sigur că tinerii, una din dificultățile lor este să găsească, cel puțin după noi, calitate de creștin, hai să spunem, și oamenii bisericii, de anumite valori care și-au dovedit, aș spune, cu trecerea timpului, soliditatea și sănătatea lor. Adică părinții încearcă să comunice o valorile tradiționale pe care ei înșiși le-au încercat și au trăit prin convingere și în cultura din care vin, și sigur noile valori care vin din școală, din mediul înconjurător, de multe ori copiii tineri, sigur că se găsesc într-un mediu care le e străin culturii lor. Au capacitatea să cunoască, să-și lărgească o mult mai bogată experiență decât părinții în sensul acesta, cultura. De exemplu, ne referim la tradiția noastră românească, sigur că în România, poate acum sunt mai mulți străini, dar nu experimentam foarte mult, eram în general diversitate etnică. Sigur că eram între noi și aceasta dădea o anumită serenitate relațiilor, pentru că erau anumite baze omogene, o anumită omogenitate. Aici, sigur că este o dinamică culturală foarte mare, care în același timp e și benefică pentru că te ajută să-ți lărgești viziunea, să relativizezi anumite lucruri care probabil nu erau chiar potrivite sau mai radicale, să zicem așa, dar în același timp e și riscul acela de a-ți pierde oarecare substanță, de a-ți dilua substanța, valorile și substanța creștină.